aduce excursii, două mașini. Deci vreau să vă spun bună ziua și bine ați venit la prima casă din cele două care am vorbit la cimitir, a poetului Dumitru Matkovski. Aceasta este casa părintească a poetului Dumitru Matkovski, care în anul 2011 a primit deci denumire de casă muzeu. Eu vreau să spun că poetul Dumitru Matkovski, născut la 20 octombrie, deci noi astăzi omagiem și ziua nașterii poetului Dumitru Matkovski, aici, anul 1939, dar voi, elevii care sunteți mai mari de acum, știți că la 1 septembrie, anul 1939, ce s-a întâmplat? S-a început cel de-al doilea război mondial, dar la 20 octombrie, deci s-a născut poetul Dumitru Matkovski. Înseamnă că noi am putea spune că poetul Dumitru Matkovski este copilul anilor de ce? Anilor de război, anilor de foamete, de după război. Este adolescentul anilor de transformări socialiste, de colectivizare în Moldova. Mai bine zis, o perioadă foarte grea pentru țara noastră. În familia Matkovski s-au născut 5 copii. Dumitru este al doilea copil în familie. Deci primul este Andrei, fratele, și al doilea este Dumitru și au urmat încă 3 fete. Așa că să ne dăm seama că în așa perioadă grea de război, de foamete, de transformări grele în Moldova noastră, familia Matkovski cu 5 copii a trebuit ca ce să facă? Să supraviețuiască. Poetul Dumitru Matkovski și-a iubit casa părintească. El nu putea ca să uite ce au făcut părinții pentru dânsul și pentru toți copiii familiei Matkovski, câtă grijă a fost, câtă răbdare a trebuit ca să fie, ca să-i scoată în lume și ca toți 5 copii ai familiei Matkovski, în primul rând, să termine școala medie în satul Vădorașco și să plece în lume, dintre care 3 chiar au absolvit instituții superioare de învățământ, alții medii speciale, așa. Deci perioada a fost destul de grea și Dumitru a fost un copil care și-a dat seama ce a putut ca să facă părinții pentru copii. De aceea, când în 2011, la 20 octombrie, a avut loc prima ediție a Festivalului de Cântec și Poezie, doamna directora festivalului, Alina, este astăzi prezentă la noi, n-a putut ca să nu vină aici cu noi. Așa, deci a fost deschisă și casa Muzeu Dumitru Matkovski, anume atunci pe ziua nașterii poetului Dumitru Matkovski. Și țin minte că astăzi un jurnalist de la Publica TV s-a apropiat de poet, pentru că aș vrea să chiar să menționez că casa Muzeu Dumitru Matkovski a fost deschisă când poetul era în viață. 2 ani de zile încă poetul a trăit, așa, și atunci el a fost invitat la deschiderea casei muzeu. Pentru a se deschide casa muzeu a trebuit ca să fie acordul poetului. Și când doamna Maria Nansu a plecat la să ceară acordul poetului, poetul a pus unele condiții și niște condiții foarte severe. Așa cum era și el, sever de felul lui de a fi, și a cerut ca casa muzeu să poartă amprenta timpurilor când a trăit poetul aici. Deci să ne dăm seama că astăzi, dacă noi vizităm casa muzeu,
Noi nu să întâlnim ceea ce întâlnim în casele de astăzi, moderne, sau chiar când părinții lui au murit, a poetului de acum, așa și în casă puteai să găsești divan, în casă puteai să găsești servante, în casă puteai să găsești așa și mobilă stienci, cum le mai spunem noi, și altele. Specialistul în ceea ce privește o formare a muzeilor, care l-am avut, el ne-a spus că toate acestea, ca să corespundă casa muzeu timpurilor poetului, toate acestea din casă trebuie scoase și înlocuite cu obiecte care erau pe timpul poetului Dumitru Matkovski. Am ținut cont de lucrul acesta și am făcut tot posibilul așa ca să respectăm anume doleanța poetului, pentru că când a venit poetul, și vă spun că el era foarte sever în toate acțiunile sale, s-a oprit acolo la scări și a luat cu privirea, așa, astăzi nu există foișorul, pentru că a suferit, așa, a trebuit ca să fie stricat, dar noi o să-l restabilim înapoi și cu cuptărușul mamii, și el a privit, este el sau nu, s-a coborât încetșor, s-a dat acolo la casă și să vadă beciul dacă este, pentru că sub casă este beci, este tot. Încetșor a venit așa și a mers înainte. Este interesant faptul că casa muzeu are trei camere. Trei camere. O cameră se numește camară. Camară, noi știm ce înseamnă camară, dacă sunteți copii de la țară. Așa, camară e locul unde se adune toți membrii familiei. Acolo mănâncă, așa, astăzi casele frumoase de astăzi au copii, au camerele lor, au aparte, dar noi ne adunam toți în camera aceea. Nu aveau numai atâta, fetele dormeau pe cuptor, dar băieții aveau cameruța lor, o cameruță. A doilea cameră este cameruța, iar a treia este casa mare, ca la toți moldovenii, unde noi, așa o să vedem, o opera poetului Dumitru Matkovski. Ce credeți când a venit el, poetul, unde a intrat prima dată? În casă mare. În casă mare. În camară. Uitați-vă ce bine. A plecat drept în camară să vadă camară. Dacă doleanța i-a fost îndeplinită, dacă este patul părinților de scândură, dacă este soba care el a spus să nu o strice și nici într-un caz bureții mamii de pe sobă să nu fie șterși de acolo. A mers încetșor până la patul mamei, s-a așezat pe pat. Așa, știți voi că el în ultimul timp purta baston, așa, cu mâinile în baston s-a sprijinit și primele cuvinte ale poetului care au fost la deschidere, acestea au fost: mamă, eu am venit acasă. Iată, acestea au fost primele lui cuvinte. Nu, după aceea au fost, a decurs programa așa, festivalului care a fost și mai departe. Dragostea lui față de casa părintească, probabil i-a și insuflat poetului ideea ca să înveșnicească casa aceasta părintească în opera sa. Nu degeaba, el are un șir de poezii în care el vorbește despre casa mea de acasă, de la noi din sat, de la Vadurașcov, eu nu te-am uitat, spune poetul. Mi-e dor de casa noastră, de la Nistrul, așa, de la Vadurașcov, de la Nistrul, casa mea e la margine de țară. Ia uitați-vă, la margine de țară, acolo e Transnistria, peste Nistrul, crește fir de busuioc în prag. Aici creștea. Nu-i pe lume un meleag mai pașnic, nici mai sfânt meleag, pe lume nu-i, spune poetul. Iată, eu cred că aceasta e o înveșnicire directă a casei părintești, dragostea lui față de părinți. Iarăși o vedem în opera poetului Dumitru Matkovski, și în școală se studiază, și toți maturi cunosc probabil poezia părinții, în care el cu un mesaj atât de frumos se adresează către noi. De ce nu știm, vă rog, părinții noștri, luminoși ca sfinții, coborători din dor și suferință, de ce nu știm, cu minți, ce să facem, să-i prețuim? Într-adevăr,
Dumitru a avut pentru ce să prețuiască părinții și nu numai el, toți membrii, dar merge vorba despre Dumitru ca atare, așa, a avut pentru ce? Pentru că în anii grei o gospodină mai bună ca mama, mai rar întâlnită, care știa nu numai să pregătească din puține produse, să facă mâncare ca să hrănească o familie întreagă, mama era aceea care era o bună specialistă în ceea ce privește a coase, a țese, așa, a croșeta. Aceasta era, eu am unele obiecte care sunt împletite de mama și în ziua de astăzi, dar și în muzeu și la mine acasă sunt fețele de masă, care sunt șervețele țesute de mama și încheiturile făcute, croșetate, tot de mama. Nu le schimb pe nimic, pentru mine ele sunt cele mai bune și cele mai scumpe. Și în muzeu tot așa fețe de masă, o să vedeți, cu excepția că când s-a sfințit casa muzeu, dar casa muzeu a fost sfințită nu de mult, așa, cu vreo lună și ceva în urmă, și când doamna președinte a venit la sfințirea muzeului, ne-a făcut un cadou foarte frumos și foarte scump, și o să-l vedeți, față de masă, care în camera poetului, ea stă, așa, pe față, stă mașina, prima mașina de scris a poetului Dumitru Matkovski. Mulțumim foarte frumos pentru lucrul acesta. În genere, despre opera poetului, noi nu putem astăzi să vorbim, că-mi trebuie măcar o oră ca să vorbim despre dânsa, dar nici nu mi-ajunge o oră ca să vorbim. Câte ceva o să mai vorbim în acolo unde este opera poetului Dumitru Matkovski. Excursia care o facem astăzi în casă nu va fi ghidată în fiecare cameră. Nu putem noi să intrăm toți acolo, dar nu mai vă spun, vreau să atrag atenție, că o să intrăm fiecare, unii într-o cameră, alții în altă cameră, ceilalți în altă cameră, să atrageți atenție la obiectele vechi care sunt acolo, a timpurilor când a trăit poetul acolo. Ne întâlnim cu toții, o să ne întâlnim în Casa Mare, așa, unde este opera poetului. Dar înainte de a face excursia în interior, vreau să mă adresez așa cu un cuvânt frumos de recunoștință și de mulțumire către doamna președinte, deci doamna Svetlana Rotundă, iată dumneiei, și doamna Valentina, eu nu o văd pe Valentina, este doamna Valentina Rotaru, care atunci când doamna Alina n-a putut, a fost imposibil dumneiei ca să continue următoarea ediție a festivalului de cântec și poezie, doamna Svetlana a spus, o să fie festival raional. Și iată, anume pentru așa munca dumnealor, vreau astăzi să spun un cuvânt frumos de mulțumire și un îndemn ca să continue și mai departe. Nu pot cei de la Republică, dar poate nu știu ce face doamna Alina mai departe, să facem așa, că ceea ce văd eu astăzi, așa, e ceva frumos, e ceva bine. E un omagiu frumos adus poetului Dumitru Matkovski și din partea familiei Matkovski, care o reprezint numai eu astăzi, așa, soția e bolnavă, așa, fetele sunt mai departe, așa, deci mulțumesc frumos și vă invit acum pe toți ca în liniște, purtând liniștea, așa, să nu ne înghesuim unul cu altul, ca să nu-i atât de mare, să intrăm frumos, să vedem și să apreciați ceea ce vă place vouă. Poftim, eu vă invit. Mulțumesc, doamne. Thank you.
Am făcut cartea, vreau să vă uitați făcut-o și asta. Da, nu, asta a făcut de niciun. Da, care este și că de niciun vreau la vizită. Dar tot ce vreau bani cu voi, am acum mai niște care își face o arca. Nu am permis. Master? Nu vă rog, poate e făcea ceea ce am vrut să fac și nu pot. Ce nu, nu înțeleg, dar eu nu sună așa. Și o să vă rog, mine de bani și spus că acolo concurs separat, este concurs. Nu sunt prieteni în copilă, dar sunt prieteni. Nu-i rău oamenii să gândească. Noi avem tot la noi bătrânice, cumnatul. Știi, a făcut. Doamna Natalia, de ce faci cu chestia asta? Chestia asta zdrobește. Hai, un minut, că te ajung de urmă. Și aici era copacul. Hai, ia ca să vezi.